l-aș fura pe el cu totul. Uită-te puțin la el. Da. Eu i-aș fura portofelul. Eu i-aș fura. L-aș lua pe Cătălin Botezatul și aș pleca cu el acasă. What? Și aș purta mâine în emisiune. El este soțul și iubirea mea numărul 1. Caracter. Este iubirea vieții mele și a sufletului meu de ani de zile. Nu sunt cel mai frumos bărbat din România. Bine, la largă pe Botezatul prin parcare. Și Cătălin este îmbrăcat în alb astăzi, așa că ne-am gândit să ne organizăm. Sigur nu purtăm același număr. V-ați îmbrăcat așa în negru, amândoi, ce este? Pentru a doua oară când participăm. Da, noi suntem clienți fideli ai acestei prezentări. Și pentru prima oară când stăm în primul rând, dar da, nu știu de ce. Acum n-am înțeles cum s-a tras la sorze, ne-a pus în primul rând și noi nu... Noi care avem două tricouri simple, da, negre... Și mai e și o chestie, atât. E ok că e fete frumoase, e fete frumoase. Și bătaia cu perne... Asta, da, cu băieții noi, când de băieții dezbrăcați nu suntem ok, noi cu băieții dezbrăcați nu... Asta ce treabă avem cu băieții? Noi avem treabă cu fete. Da, asta. Da. Bravo, băiatul meu. Așa. Asta e viața mea. Asta e viața mea și voi merge până la cap. Cătălin Botezatu și-a lansat o nouă colecție de îmbrăcăminte sub privirile celor mai în vogă mondene ai momentului, prilej cu care am încercat să aflăm cât mai multe despre designer din gura apropiaților lui care au asistat la lansare. Bună seara, România! Bună seara, București! Puteți să-mi enumerați două calități și două defecte pe care le are? Numărul 1 și numărul 1. Punct. Eu pot să spun că este un foarte bun prieten și pe locul 2 este un și mai bun prieten. La defecte, nu știu, eu nu... S-arunce, știu cum e vorba aia, s-arunce piatra ăla fără de păcat. Eu nu, la defecte că le-am eu pe toate, nu mă bag. Dar la calități, pentru mine personal a fost un foarte bun prieten. Este superb, miroase senzațional de fiecare dată. E un coleg extraordinar. Am spus mai multe, nu? Deja. Iar defecte nu are. Cătălin este perfect. Să știți că defecte nu are niciunul. Îmi pare rău să vă dezamăgesc și nu spun asta doar pentru că este iubirea vieții mele și a sufletului meu de ani de zile. Eu știți cum spun mereu și asta știe și soțul meu. El este soțul și iubirea mea numărul 1. Soțul meu, Florin, știe că el este my number one. Cătălin și cu copilul sunt my number one, ca să zic așa. Copilul fiind finul lui. Calitățile nu ne-ar ajunge 24 de ore să vă numere calitățile lui. Este pe cât este de frumos fizic, pe atât este de frumos și sufletești. Mai mult de atât, nu știu ce pot să spun. Perseverență, ambiție, talent, creativitate și, repet, cel mai frumos suflet din lume. Pe cât este de frumos fizic, v-am spus, atât este frumos și sufletește. Este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut vreodată și mulțumesc Dumnezeu că am fost binecuvântată cu asemenea familie. E un prieten cu nu se mai fabrică. Este un om a cărui frumusețe exterioară este dublată de frumusețea interioară, singura care o depășește de altfel. E un om pe care eu una nu l-am auzit plângându-se niciodată, indiferent ce s-a întâmplat. Este un om care ține cu echipa la care joacă, își iubește enorm colegii care îl idolatrizează, iar face statuie, efectiv, colegii, oamenii care au ajuns să-l cunoască și să lucreze cu el, ar face orice pentru omul ăsta, ceea ce spune uriaș despre un om. Faptul că te iubesc colegii tăi, mie mi se pare cam tărișor așa. Are vreun defect? Da. Este uneori... are senzația adesea că toți oamenii sunt ca el. Și asta e un mare defect. Azi. Este extrem de sufletist, deși poate cei care nu-l cunosc cred despre el că este arogant, dar este un coleg extraordinar. Asta aș putea spune despre el. Un coleg foarte bun și un om cu un suflet foarte mare. Și defectele lui? Este perfecționist. Cred că e foarte perfecționist și, cum ai spus tu, foarte exigent atunci când vine vorba de proiectele lui. Dar cred că e tot o calitate. Hai să încep cu defectele. Este foarte încăpățânat și coleric. Să nu mă audă că l-am văzut că trece mai așa. Așa, iar ca și calități are foarte multe. Este o persoană cu inimă foarte mare, este un om care stare întotdeauna în ajutor, este foarte talentat, este extrem de creativ și e foarte frumos, e un bărbat bine, Cătălin Botezatul. Defecte n-are.
Nu are defecte, Cătălin, are doar calități. Este cel mai sufletist, cel mai bun, cel mai iubitor, cel mai muncitor om din câți am cunoscut vreodată în lumea asta și nu-l perii când spun. Este un om de echipă, este un om care se dedică 100%. Hai, uite că spun și un defect. Poate e prea cu multă încredere în oameni, mă, prea se lasă așa și am, de multe ori am spus, mă, da, nu mai băga în seamă, da, nu mai, tu ești cine, mă rog, ăsta să zic că e marele lui defect, e prea uman, nu știu cum să zic, e prea bun, știi, există o vorbă, e prea bun, asta mi se pare că ar fi marele lui defect, în rest, doar cuvinte de laudă și n-o spun pentru că este colegul meu, aceleași lucruri eu le puteam spune și înainte, însă înainte nu-l cunoșteam atât de bine. Acum închipuieți că și cunoscându-l și apropiindu-mă de el și mai mult, pentru că pe lângă colegi vreau să cred și știu asta, că suntem și prieteni, și atunci cumva mi s-au accentuat extrem de tare toate lucrurile bune pe care le-am crezut, le-am gândit și le-am simțit de la Cătălin. E foarte talentat și este un prieten foarte bun. Defecte, ca orice om are și el, mi se pare că... un defect al lui este acela că se dedic, nu știu cum să spun, că muncește prea mult și își ține prea puțin timp pentru el și pentru sufletul lui. Cred că ar fi mai fericit dacă ar ocupa un pic mai mult timp din viața lui pentru sufletul lui și nu doar pentru muncă. Cătălin este un tip extraordinar de sufletist, este generos, este perfecționist, dar asta cred că aș putea să o pun și la defecte. Și cred că pune prea mult la suflet. Mi-au spus că ești plictisitor de profesionist uneori, dar că ești cel mai frumos bărbat din România. Da, sunt profesionist, dar nu sunt cel mai frumos bărbat din România. Poate că sunt șarmant, poate că știu cum să mă port cu oamenii, dar frumusețea mea probabil că vine din interior și atunci se exteriorează într-un anume fel încât oamenii mă văd frumos. Și dacă tot are numai calități Cătălin, faptul că se îmbracă invidios de bine nu mai poate surprinde pe nimeni. Prin urmare, dacă ar fi să furați ceva din ținuta lui de la eveniment. Ce ați fura voi, Gianni și Cătălin? Cred că tot. Eu i-aș fura portofelul. Că na. Eu i-aș fura toate ținutele, sincer. Scot, mă. De asta nu merge țara înainte, mă. Nu trebuie, trebuie să spui vreau să fac și eu, să fiu la fel de bun. Nu să puri. Nu le învăța, bine, că hai. Asta nu face diferența, mâine îl alergă pe botezatul prin parcare. Tot, dar l-aș fura pe el cu totul, da, am recunoscut de foarte multe ori. L-aș lua pe Cătălin botezatul și aș pleca cu el acasă. Andrei știe, dar eu îl iubesc pe Cătălin, nu pot să mă abțin, n-am ce să fac. Eu i-aș fura și aș purta mâine în emisiune caracterul. Wow! Și personalitatea și... faptul că zâmbește întotdeauna și faptul că face din știi tu ce bici și mai și pocnește. Cred că ochelarii de soare. El de fiecare dată poartă niște ochelari de soare senzaționali și cei pe care îi poartă acum la fel sunt superbi. În primul rând îmi plac întotdeauna sacourile lui și probabil i-aș fura sacoul, dar dincolo de asta, cu siguranță, i-aș fura una dintre brățările tenis, cea cu diamante negre. Cătălin întotdeauna se îmbracă senzațional. I-aș fura, știi ce i-aș fura? În seara asta mi-a plăcut jacheta, îmi plăcea și treningul acela alb, dar Cătălin are o jachetă foarte faină din piele de crocodil, dacă nu mă înșel, pe aceea i-aș fura-o. Are niște obiecte pe care eu le-aș fura, de întotdeauna le-aș fi furat. Are niște, nu are, are multe lucruri minunate, are niște bulanuri senzaționale, are niște brățări senzaționale. Dacă aș fi bărbat, aș purta o parte din pantofii lui absolut spectaculoși. Are niște haine superbe, într-adevăr. Are câteva piese și din ochelarii de soare. Aș lua vreo 3 sferturi. Ce ai furat de la el din ținută și ai purta mâine sau la un eveniment mare? Toată ținuta lui. Eu aș purta-o. Mie îmi plac foarte mult hainele bărbătești și el știe că eu îi fur foarte des cămășile lui Alin, blugii lui Alin și atunci mi-a plăcut foarte mult ținuta lui din seara asta și aș purta-o așa. Foarte simplu. Dar probabil că n-aș putea să ajung și la încălțămintea lui. Că are Cătălin încălțăminte foarte frumoasă, dar sigur nu purtăm același număr. Aș vrea tot, pentru că tot ce poartă este perfect. Din ce purta astăzi, ce aș vrea, tot. Nu știu, că nu pot să mă hotărăsc asupra unui singur obiect. Unul singur am voie să aleg? Aveau jacheta neagră superbă și ochelarii superbi de soare. Pe ce vreau? Și jacheta și ochelarii, măcar două, hai două, că-s mai cumoți. Două, jacheta și ochelarii vreau.
Dar cred că și niște încălțări superbe avea și training-ul alb. Vreau tot. Să vină să le pui în dressing-ul tău. Apropo de dressing-ul. Aș pune dressing-ul meu, tot ce are botezat în viața asta, măcar să mă uit la obiecte și să le mângâi, pentru că dressing mai mare, cu piese mai luxoase decât are botezatul, nu există pe lumea asta. De fapt, sincer, el nu are un dressing. El are o casă cu două etaje și toată această casă este un dressing uriaș. Are mai multe obiecte și mai frumoase decât își poate imagina cineva pe lumea asta. Este un rege absolut al modei, așa cum am mai spus. Poate vă întrebați cât ar valora ținuta lui Bote din ziua prezentării. Vă dăm un pont. Ținuta ca ținută, dar să vă țineți cât ar valora dressing-ul lui Cătălin. Mai o ținută interesantă, ca de obicei astăzi. Care este cel mai scump obiect vestimentar? Păi, nu știu, am niște Valentino în picioare, nici nu știu cât au costat. Am un Boss pe mine și o geacă Birkenberg care, mă rog, nu contează. Nu vreau să vorbesc despre asta și ar fi de set. Dar care e cel mai ieftin? Ăsta de la Zara. Am înțeles că vila în care locuiești tu, de fapt casa în care locuiești, e un adevărat dressing. Raluca Bădulescu. Casa Dulap, da. Casa Dulap. Dacă ar fi să-l vinzi într-o zi, să nu ai bani și să-l vinzi, să vinzi tot acest dressing, câte zile ai avea de trăit? Foarte bine. Multe. Cu banii aceia. Ani mulți și buni și în locații exotice. O să calculezi așa, să dai un număr de ani? 20, 30. Și după atâtea discuții legate de haine și bani, să discutăm puțin și despre ceea ce cu greu poate fi cumpărată. Sănătatea. Cu cine? Cu Bote. Bineînțeles, omul serii, cel care nu de mult a fost încercat greu de soartă. Ai trecut printre momente foarte dificile în această vară, dar acum arăți foarte bine, deși unii te-au dat deja mort pe rețelele de socialism. Mort, m-au dat că nu mai lucrez la Canal D, că virgulă Canal D își caută alt jurat. Nu, m-am recuperat, în continuare încerc să mă recuperez, sunt în marea mea familie unde sunt, mă simt extraordinar, Canal D, voi fi în continuare jurat la Bravo, voi face în continuare, sunt deja fac de o lună jumate la Teo, așa da, așa nu, cu Raluca Bădulescu, am făcut până acum, deci de când am ieșit din spital, numai puțin de 9 prezentări, acțiunile și contractele mele merg în continuare, vorbind de imagine, urmează alte 6 prezentări, da, îmi iau medicamentele, stau cu minte. Cum a fost momentul în care ai aflat că ai această boală păcătoasă și nenorocită? Măi, a fost groaznic, acum ce să spun, nu e ușor să afli că ai cancer. Dar a fost, am zis, ok, care este următorul pas? Trebuie să fim pozitivi. E adevărat că am trecut prin 4 operații groaznice, oribile, dureroase, am suferit niște dureri fantastice, dar am văzut înainte, m-am rugat în fiecare seară la Dumnezeu, mi-am făcut promisiuni și sper să fi reușit. Au existat momente în care credeai că nu mai poți, că gata, ai clacat și nu poți merge înainte? Am fost în spital, în Turcia. Momente, gândește-te că n-am dormit, am mai 7 zile și 7 nopți. Mi s-au dat niște painkiller-uri, niște chestii de durere care erau mai tard de 2-3 ori decât un drog și am avut halucinații. Da, am avut momente foarte grave. Dar doctorii au fost alături de tine și oamenii din România au fost alături de tine. Cine te-a dus prima dată de mână prin salon să poți merge? Păi Elena Pavel, după care Raluca Bădulescu, Joshua, Monica, Vlad, mulți oameni au venit în Turcia la mine, mulți au luat avioanele la primul apel și s-au urcat în avioană. Mai faci niște dințe de chimioterapie sau trebuie să faci doar cu medicamente tot? Acea operație HIPEC în care ți se introduce chimio la greu. Nu trebuie să mai fac niciun fel de chimioterapie, doar trebuie să merg la controle.